Am să nu ziceți că nu sunt sensibilă. Vezi, m-am gândit la voi. Să facem și noi un cadou. E pentru voi, e un cadou comun. Deschide-l. Ia. O să ne ajute în întâlnirile noastre sportive. Ai, mă, ce e? Vezi câtă sensibilitate? Este... Ce? Nu, ăla e cadou, ăsta e decor doar. Mai scotociți. O, serios? Și? Uite, un fluturaș. Foarte drăguț. Sunt doi fluturași. A, uite, ai tu. De ce te-ai okay, așa? Mai repede cadou, totuși. Mai repede. A. Ta-dam! Acesta este cadou meu pentru voi. Niște lavete? Niște, exact, niște lavete sau niște cârpe de praf, dacă vreți să le numim așa mai popular. Da, sunt extraordinar de eficiente pentru un antrenament la care să vă lucreze toți mușchii corpului. M-am gândit totuși să mă gândesc să vă iau ceva util, ceva care să vă folosească, da? Și ceva care să nu vă ocupe mult spațiu. Ei bine, iată. Gândește-te că această lavetă poți o iei inclusiv în călătorii. Da. Da? Da. O bagi în bagaj? Dacă te duci, de exemplu, într-o vacanță unde nu ai sală de fitness sau nu ai un loc corect pe unde să poți alerga, uite, asta intră. Dar foarte ușor. Eu vreau să văd cum faci exerciții cu lavetele. Foarte simplu. Imediat îți arăt. Dăm laveta ta, Chris, roz. Sper că apreciezi faptul că ție ți-am dat una roz. Da. Primul exercițiu se execută așa. Punem palmele pe sol, da, pe lavetă, ținem picioarele întinse și din poziția asta alunecăm cu laveta în față până ajungem în poziția de flotare. Adică așa. 1. Asta e prima mișcare, da? Și acum trebuie să ajungem înapoi în poziția din care am plecat. Cum facem lucrul ăsta? Simplu, prin pași mărunți. Și ajungem. Și din nou alunecăm. Și ne ducem în poziția inițială. Și pentru că nu mai avem loc, ne întoarcem. Și avem întins, apropiem. Întins și apropiem. Ce haios e exercițiul ăsta. Este foarte haios și este foarte eficient. Îmi aminte și de copilărie, știi când erai mic și făcea asta? Chris, având în vedere că copilările noastre sunt foarte îndepărtate în timp, nu mi-amintesc. Da. Hai. Eu așa făceam când eram mică. Ia să vă văd. Hai, în linie dreaptă, lasă fundița blad. Așa, laveta jos, palmele sprijinite. O să vedeți că lucrează foarte bine brațele și umerii, dar și partea asta de mijloc, zona mediană, așa numiții core muscles, da? Care sunt foarte importante pentru stabilitatea corpului și pentru o postură corectă. Vlad, ești un pic verde, dar nu e o problemă, hai. 10 repetări aveți de făcut, 10 repetări. Da? Mie mi se pare foarte haios, exact. E foarte haios, e foarte solicitant și foarte eficient. Cel mai important. Al doilea exercițiu, o să vi-l arăt, punem laveta jos, punem piciorul pe ea și dreptul se duce în lateral, spatele menținem drept, da. Abdomenul încordat, ducem piciorul în lateral, astfel încât proiecția genunchiului să cadă în interiorul tălpii, da? Și să apropiem cât putem de tare pieptul de coapsă, da? Asta este prima mișcare din exercițiu. Revenim și ne ducem cu piciorul în spate, în diagonală. Aha. Și din nou lateral și din nou spate diagonală. O repetare este asta. 1. 2. 3. Mișcarea se execută lent și controlat, da? O să simțiți mare tensiune în coapsă și în mușchiul din spatele coapsei, da? În bicepsul femoral. 1. 2. Foarte important să țineți spatele drept și să nu duceți genunchiul foarte în față. Ok. Facem, hai, încerc câte... 15 repetări pe fiecare picior, da?
Ia să vedem. Și acum să încercăm și cu stângul câteva repetări, doar așa ca să demonstrăm, da? N-o să vă pun să faceți 15. Cu stângul cred că e mai greu. Cu stângul, dar întotdeauna e mai greu cu o parte. Măi, trebuie să... da. Mă lovești. Iartă-mă. Ha. Hai, lateral. Așa, lent și controlat. Și în spate, diagonală. Și lateral. Spatele drept. Ok, bravo! Aveți 10 repetări din primul exercițiu, 15 pentru fiecare picior din al doilea și această combinație o faceți de două ori. Uh-huh. Este suficientă pentru a bifa capitolul antrenament într-o zi. O să vedeți că o să simțiți tensiune mai ales în zona coaptelor. S-ar putea să faceți și puțină febră, dar nu e nicio problemă. E super! Mulțumim pentru cadou, Carmen! Cu mare drag, oricând, cu plăcere. Puteți și să le luăm acasă, da? Păstrați-le și mai ales folosiți-le. Bine. La spălat exact. Ne revedem curând!